Zonele din Marea Neagră, frecventate de diferitele embarcațiuni, dăunează vieții marine. Mare Nostrum, alături de constructorul olandez Van Oord, au demarat un proiect de construire și amplasare a unor recife artificiale în zonele cele mai afectate. Primele structuri artificiale au fost amplasate în zona cazinoului. Pe ele se vor dezvolta, așa ne dorim, cu siguranță așa se va întâmpla, se vor dezvolta colonii și algale și de scoici, care vor antrena în jurul lor un adevărat ecosistem de pești mai mici, mai mari, care vor veni. Practic, ele sunt folosite și vor fi ca și copaci în natură pentru oxigenarea ecosistemului Mării Negre. Simultan, astfel de recife au mai fost montate și în alte țări cu ieșire la Marea Neagră, precum Bulgaria, Turcia, Ucraina și Georgia. Instalarea lor nu a fost deloc una ușoară, fiind necesare macarale de mari dimensiuni, dar și scafandri care să pună recifele artificiale pe poziție. 8 astfel de recife artificiale vor fi amplasate în această zonă. Ele sunt construite din polipropilenă și vor fi prinse în ancore cu greutate de până la 3 tone. La implementarea acestui proiect pe țărmul românesc al Mării Negre au participat și partenerii bulgari care s-au ocupat de construirea recifelor artificiale. Acesta este primul recif artificial de acest tip care va fi poziționat în Marea Neagră. Scopul este să ajute dezvoltarea filtrelor naturale ale mării și să încurajeze cercetarea. Acestea sunt organisme naturale, precum mușchii și algele. Acest tip de structură atrage peștii și alte organisme marine, precum crustaceele. De asemenea, amatorii de scufundări vor putea avea o imagine excepțională asupra zonelor care vor prinde viață foarte curând. Va fi una spectaculoasă, asemănătoare cu cea a recifelor naturale. Așa cum pe recifele naturale atrag o multitudine de specii de pește, specii de alge ce se dezvoltă pe acelea, și acestea sperăm să aibă același rol. Valoarea proiectului este de aproximativ 500.000 de euro, iar finanțarea este din fonduri europene.